Bună ziua, sunt Lucian Duță, sunt medic specialist chirurg la Spitalul Universitar București și astăzi facem emisiunea fără anestezie cu un invitat care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Dar care e anestezist totuși. Și care, el spune că va funcționa ca și anestezist, prietenul meu, îndrăznesc să spun, doctorul Raed Arafat. Raed, timpul este extrem de scurt și mi-am pregătit, recunosc, azi noapte pe la ora 2. Aveam foarte multe întrebări, m-am uitat la comentarii și o să intru direct cu o întrebare cu tine extrem de, zic eu, sensibilă. Spune-mi, te rog frumos, dacă astăzi Ministrul Sănătății, Guvernul României te-ar demite, ți s-ar părea corect acest lucru? E foarte greu să evaluez eu. Vorbesc... Eu nu dacă sunt s-ar lua decizia, tu ca om, cum te-ai simți? Te-ai simți nedreptățit? Depinde ce cauza o să-mi dea. Nu contează cauzele. Eu vorbesc, tu ca om, ai avea... E foarte greu. Deci nu, aici să ne înțelegem un lucru. Poziția în care sunt, e o poziție în care oricând poate să mă demit. Că eu simt pentru sistem ceva, că eu simt că da, n-am putut să fac totul, că eu simt că am făcut ceva mai mult... Și că puteam să fac încă mai mult, poate că asta ar fi regretul. Că puteam să fac mai mult. Eu încă pot face multe, deci și avea fac. Ca om regrete. Regret că nu pot să fac mai mult. Asta este. La acest moment, sistemul este în dezvoltare mai departe și a evoluat mult. Nu poate nimeni să nege acest lucru. Și suntem în momente în care această evoluție are nevoie de o echipă întreagă care este călită, pregătită, care face acest lucru. Normal, când ți se spune trebuie să părăsești echipă, îți pare rău. Dar asta este un lucru care poate oricând să-l facă un guvern, pentru că e o poziție care este o poziție numită. Nu e o poziție... Dar te-ai simțit nedreptățit ca om, uman vorbind? Dacă se întâmplă, îți spun la momentul respectiv. Am să spun de ce îți spun această întrebare. Da. Dincolo de controversele care în ultimul an, mai ales din cauza pandemiei, s-au iscat în jurul tău, multe artificiale între ele, da. Dincolo de ciocnirile profesionale care uneori le-am avut, trebuie să recunosc o chestiune, că până la urmă nu am cum să nu observ că ești un om care doarme 5 ore pe noapte, viața ta este sistemul de sănătate, sunt foarte puțini medici pe care eu îi cunosc și care au această putere de muncă și această dăruire până la urmă față de pacienți. Și eu îți spun, cu toate că poate părea ciudat lucrul acesta, că mie mi s-ar părea nedrept. Mi s-ar părea nedrept pentru că dincolo de de toate greșelile pe care le facem în cariera noastră, până la urmă cariera unui om trebuie să o vezi în întregul ei și chiar dacă face greșeli, trebuie eventual corectate și nu amplificate de un sistem care la un moment dat, pentru a-și acoperi greșelile pe care le face, trebuie să îndrepte atenția către un singur om. Ți-aș pune întrebarea în secvență, spune-mi, mai ales în legătură cu pandemia, crezi că ai luat decizii greșite în ceea ce privește mersul lucrurilor? Foarte bună întrebare. În primul rând, ce trebuie să se înțeleagă și lucrul care, din păcate, mai ales în mass media, au încercat să reflecte altfel, este că nicio persoană n-a luat decizii singură. Da, au fost unele decizii care le-am propus, m-am consultat înainte să le iau. Au fost alte decizii în care am fost parte în ele, fără nicio discuție. Îmi asum ce propun și ce am propus în unele situații. Dar deciziile în această pandemie întotdeauna au fost pe mecanismul legislativ care există. Și asta înseamnă exista grup care discuta, exista voturi, exista Comitet Național pentru Situații de Urgență, care cei care nu-l înțeleg, cred că e unul dintre cele mai bune mecanisme și nu suntem singura țară care îl are și care discută și poate să spună la o decizie, nu vrem asta, vrem nuanțarea ei, vrem să o schimbăm, dar se asumă de către un comitet și după care sunt unele decizii care se iau la nivel, se mută către nivelul hotărârii de guvern. Și tot ești răspunzătorul public? Exact. Asta este alt aspect. Asta, eu cred că a fost o situație care eu nu pot să spun că n-am observat-o și n-am văzut-o.
În primul rând, poziția mea de șef al departamentului pentru situații de urgență îmi impune ieșirea și vorbitul și să ies la declarație. Este normal, nu pot. Da, deci așa a fost și colegul meu din Italia de la Protecția Civilă, care a coordonat totul. El era primă linie de comunicare și ieșea și comunica și lucrurile neplăcute și lucrurile care nu vin bine pentru omul de rând, care poate nu întotdeauna le înțelege, dar a fost o campanie extrem de puternică și eu aș zice chiar în anumite zone poate chiar gândită, de a face lumea să înțeleagă că deciziile sunt luate de o persoană. Cel puțin la unele trusturi media, și nu într-o aici, nu menționez nume, nu contează. De dimineață până seara, ce a decis comandantul Arafat? Ce fac trupele lui Arafat? Ce fac comandamentele lui Arafat? Asta repetat zi de zi, săptămâna de săptămână, noapte, ziua, tot. Deci tu spui că chiar dacă a fost o decizie colectivă, luată instituțional, instituțional, care a fost expus... Da, și nu pot să spun că a fost intenție de a mă expune de către cineva sau asta. Așa a fost tratată problema, mai ales mediatic. Titlurile online, titlurile date de cei care stau și lucrează pe articole. Toate erau făcute ca să facă omul de rând să înțeleagă că o singură persoană a luat decizia. Nici măcar ministrul sănătății singur nu ia decizia, nici eu singur nu iau decizia, nici primul ministru singur n-a luat decizia, nici cei care au fost, nici actualul, întotdeauna au fost prin consultare. Întotdeauna s-a stat de vorbă. Deci, întotdeauna s-a stat... Percepția publică nu este asta. Percepția publică este creată de... manipularea, îmi pare rău să o zic, și știrile false date de unele trusturi media. Să o zicem de clar. De ce crezi că fac lucrul ăsta? Asta trebuie întrebați ei. Cu unul dintre ei am câștigat un proces deja. Și știm foarte bine că acolo n-am mers în proces decât după ce a ajuns cuțitul la os. Adică au ajuns la un nivel și deci procesul nu e câștigat definitiv încă. Dar am ajuns la fază în care chiar era ceva absurd, adică era o îndemnare la ură și o îndemnare la un moment mă gândeam dacă nu vine cineva să mă agreseze după ce aude toate acestea. Ieri, nu știu, n-am văzut emisiunea, fata mea mi-a spus că a văzut la televizor o chestiune extraordinară. Eu i-am spus, ai văzut-o tu? Mi-a spus că da, în care cineva la televizor a spus că el, ca să facă bine poporului român, inclusiv te-ar executa. Și i-am spus, Teodora, ai văzut-o? Și mi-a spus, da, tata, am și văzut. Și atunci la ce ne așteptăm? Bun, la ce ne așteptăm? De ce crezi? Spune-mi o chestiune. Dacă ar fi să-ți reproșezi ceva, care, unde crezi că ai greșit? Sau ce greșel crezi că ai făcut? Nu neapărat greșel, cât lucruri care puteau să se facă poate altfel un pic. La ce te poate trebuie? Pe partea de comunicare trebuiam să fim mult mai... De la început să ținem aceste conferințe de presă, care am început să le ținem către sfârșit, să zice. De la început trebuia ieșit în grup, numai că nu toată lumea a vrut să iasă în grup. Deci, ca să ne înțelegem, când ieși, sunt două modalități de comunicare sau trei. Una, când faci declarații. E normal, după ședința de guvern iese șeful DSU, iese ministrul, ies alții și declară. Dar, pentru a explica, era nevoie de ieșiri gen conferințe de presă săptămânale, care să vină, cum fac americanii, cum face toată lumea. Să vină cine? Să vină reprezentantul Sănătății Publice, Institutului de Sănătate Publică, reprezentantul Ministerului Sănătății, reprezentantul DSU-ului și alți experți invitați. Crezi că s-a politizat la un moment dat discursul public în legătură cu această pandemie? Fără discuție. După primele două luni... Crezi că unii discursul... s-au creat cariere politice pe discursuri pro sau antivaccinare? Cel puțin au încercat. Nu știu dacă le-au creat, pentru că s-ar putea să fie și o chestiune... Adică trecem printr-o fază care s-ar putea să fie o chestiune de scurtă durată totul, pentru că când se termină pandemia și încet, încet ne întoarcem și se va întâmpla acest lucru, că se întâmplă anul 2022, că se întâmplă la începutul lui, la sfârșitul lui, la un moment ne vom întoarce cât mai aproape de normal. Poate că vor rămâne anumite chestii. Oamenii o să înceapă să se gândească. Acum suntem cu emoțiile, suntem cu emisiunile care vrem să facem rating mare pe ele, suntem cu diferite... Mulți în spate. Exact,
și cu morți care trebuie să ne gândim foarte serios. Extraordinar de mare. Apropo, spune-mi o chestiune că nu te-am întrebat și dacă vrei îmi răspuns, dacă nu, nu. Tu ai avut COVID? Nu. N-ai avut COVID niciodată? Deloc. Nu. Nu, dar... Eu am spus public în azi noapte, eu am avut de două ori. Da, dar pot să spun un lucru. Am fost extrem am fost extrem de precaut. Adică eu am avut la un moment când era încă înainte de vaccin, era casă, lucru, mergând în diferite locuri întotdeauna mască. Știu, una, am vrut alta. Să ne vedem atunci și am spus că nu... Exact, după care ce am vrut să cumpăr 90% online și adus acasă. De exemplu, asta era modul în care am fost precaut, deci am respectat regulile. Nu, am reușit să scap, spune-mi... dar m-am vaccinat imediat când mi-a venit rândul în 2000. Ar fi fost adică culmea, în februarie, să nu te vaccinez. În februarie m-am vaccinat, am făcut doza a treia și consider, chiar dacă am făcut aceste lucruri, că încă precauția este necesară, mai ales cu noua variantă care vine. Spune-mi o chestiune, crezi că vaccinarea ar trebui să fie un proces facultativ sau un proces obligatoriu instituit de stat? Nu. Deci, haideți să o luăm clar. La niciun moment nu s-a pus și eu n-am participat vreodată la o discuție în care s-a pus, haideți să facem vaccinarea obligatorie. Asta au fost iarăși chestii de manipulare și vorbe. Păi, era... de-aia te întreb și direct. Nu. Deci, ai nu, propus vreodată vaccinarea obligatorie? Absolut, nici eu, nici alții. Eu n-am auzit vorbind sau pus serios pe masă o discuție, hai să discutăm dacă facem vaccinarea obligatorie. S-a pus discuția cu alternativele și cu alternativele care și alte țări le-au aplicat. Alternativă că la anumite activități intră vaccinații și trecuți prin boală. Uite, Germania a avut acest lucru, că la unele activități sau Austria intră numai anumită categorie, adică vaccinații. După care alte activități intră vaccinați, trecuți prin boală sau testați. Right. Și la altele poți intra respectând regulile sanitare și tot, pentru că sunt activități esențiale și la unele nu poți să faci testul că să te duci la ele. Adică te duci, dar trebuie să fii protejat, trebuie să fii cu mască. Cu Raed, niciunul din noi nu este, să spunem, specialist în epidemiologie sau, mă rog, specialități care ar avea mai multă greutate, să spun așa, în argumentație pro- sau contra vaccinării. Dar sigur, asta este ceva sigur, că putem decela informațiile corecte. Și vreau să te întreb o chestiune, este o întrebare la care nu e din partea mea și sunt convins că oamenii și-au pus-o văzând evoluția managementului acestei pandemii. Până la urmă, teoria simplă este ca în această cameră, de exemplu, să fim oameni sănătoși, nu vaccinați sau nevaccinați, ci să fim sănătoși. Sau da? Oameni care, dacă se îmbolnăvesc, nu ajung la forma gravă a bolii. Ajungem imediat și acolo. Da. Și te întreb o chestiune. Inițial, mecanismele de propagandă, nu numai din România, ci din toată lumea, aduți aminte că undeva prin februarie-martie spuneau, dacă te vaccinezi, vei putea sta cu familia, ți-i în brațe. Deci, adică așa a funcționat. Pentru că așa se credea. Bravo! Deci pentru așa că, se credea. Da, pentru că ce trebuie să înțeleagă lumea, și asta noi am încercat să le explicăm, e greu să se înțeleagă. Sunt foarte multe boli și aspecte medicale care pe parcursul anilor schimbăm părerea despre ele. Foarte multe tratamente, o secundă numai, exact. Foarte multe tratamente care la un moment erau foarte binevenite, descoperim că nu erau binevenite. De acord. În pandemie lucrurile s-au accelerat. În primul rând, ai un virus nou, care la început n-ai știut nimic despre el. Ai luat niște măsuri pe baza unor informații foarte puține. Încet, încet s-au acumulat informații, s-a acumulat experiență, ai început să nuanțezi măsurile tale. După care a început cu vaccinarea. Toată lumea a zis, vaccinarea va fi soluția magică.
Soluția s-a văzut că vaccinarea are rol, scade numărul, scade posibilitatea de a face o formă gravă, scade posibilitatea de a te interna la spital, scade mortalitatea. De acord. Foarte important. Dar s-a văzut că totuși nu este o soluție perfectă. Și adică vaccinații pot transmite boala. Dar acest lucru s-a știut și asta este, mai ales cu varianta nouă. La începutul, mai ales... la începutul vaccinării lucrul ăsta nu s-a spus. Nu, dar la începutul vaccinării lucrul ăsta nu se știa. Și încet, încet s-a știut, pentru că, că să știi, trebuia să se vaccineze unii, că după asta să vezi că transmit. Dar știința a arătat altceva. A arătat că transmiterea este mult mai redusă. De acord. Și că infectarea este șansă mult mai mică. De acord. Deci asta trebuie să o recunoaștem. Deci ce trebuie să înțeleagă lumea, că faptul că noi am schimbat măsurile și am schimbat deciziile pe parcurs, nu era o chestiune de incompetență, că nu știm ce vrem. Era chestiunea care se baza pe date suplimentare care veneau, experiențe suplimentare, vedeam ce se întâmplă în alte țări, vedeam ce se întâmplă la noi, vedeam unde am reușit, vedeam unde am reușit mai puțin și trebuie să schimbăm. Deci asta este când ești în mijlocul unui dezastru lent, atenție, dezastru lent în evoluție. Deci mesajul corect la ora asta, după experiența pe care am căpătat-o, ar fi că acest vaccin este de fapt o soluție preventivă pentru a face forme grave de boală. Întotdeauna și pentru a scădea rata de răspândire. Chestiunea asta observ că nu s-a comunicat. Noi am zis-o, eu cel puțin am zis-o și știu că colegii de la CNCAV au zis-o. Repetitiv. Poate că a fost zisă și n-a fost preluată. Poate că mai degrabă să preferat să se audă alte opinii. De ce oamenii la un moment dat devin sceptici și spune, bă, ne-ați mințit? Trebuie să înțelegem. Uite, și asta e corect, dar noi avem o situație care ne-am confruntat cu ea. La un moment asta toate o să... Adică noi le stocăm și o să vedem după asta cum le analizăm și cu ce o să ieșim, că și concluzii când se liniștește situația. Dar nici toate mesajele care s-au dat nu au fost transmise sau nu au fost transmise exact cum au fost date. De ce? Asta trebuie întrebat cei care au transmis, să preferat din nou anumite nuanțări, s-a preferat ca orice mesaj să fie confruntat imediat cu într-o formă de... Noi nu am auzit pe nimeni spunând ceea ce discutăm noi aici. Eu noi am auzit. Doi, și anume că vaccinul, în urma reevaluărilor, nu este decât o soluție... Este o soluție preventivă, exact. Este o soluție de reducere. Eu nu am auzit acest mesaj. Deci întotdeauna, eu cel puțin, asta nu știu al câtelea oară auzit. Și au zis-o și colegii de la CNK, vaccinul este soluția de prevenire, este soluția de a preveni formele grave, este soluția de a reduce transmiterea, dar nu-ți garantează că nu te infectezi, cum este vaccinul și antigripal. Bun, haideți să o luăm, nu e problemă, adică să înțeleagă cei care ne ascultă. Vaccinul antigripal îl fac și îl fac, eu anual îl fac, l-am făcut. Nu-mi garantează că nu voi face deloc gripă, dar îmi garantează într-o formă că dacă o fac, o să o fac într-o formă într-o formă mai puțin gravă și într-o formă superficială, o formă trecătoare. Deci asta este ce trebuie să înțelegem. Vaccinurile nu sunt întotdeauna o garanție 100% că nu faci boală, sunt o garanție mai mare că nu vei face formă gravă. Nu a fost transmis. Poate și nu oamenii destul. Au devenit neîncrezători. Da, oamenii... Atunci, dar eu revin la ce vorbeam mai devreme. Îți aduce aminte că până acum vreo 2-3 luni de zile, cei vaccinați aveau drepturi nelimitate și puteau să se ducă nicăieri. Puteau să se ducă oriunde. Așa era în toată Europa. Și atunci întrebarea care a apărut logic pe parcurs. Măi, dacă și vaccinații transmit și nevaccinații transmit boală, e adevărat, în proporții diferite. Am ajuns la răspunsul care l-am dat mai înainte. Nu este normal că până la urmă revin la teză. Vreau ca toți care stăm împreună să avem garanția că suntem sănătoși, nu neapărat vaccinați sau nevaccinați. Și atunci, revin cu întrebarea cheie, nu devine logic că instrumentul principal de management al acestei pandemii ar trebui să fie testarea? Asta a fost o discuție și în mai multe țări și vedeți că ce am aplicat noi l-au aplicat și alții foarte asemănător. Adică au mers totuși pe vaccinații în prima fază, pentru că ei chiar, dacă chiar
Dacă se transmitea între ei, formă gravă nu se face. Eu am înțeles. Deci asta testarea, este. Să știi că testarea, se face la o scară testarea, extrem de mare. De când a apărut Omicronul, a început testarea să se solicite pentru anumite chestii, inclusiv vaccinaților, pentru anumite activități, nu pentru toate. România, România la ora actuală face destule testări? Dacă luăm că se fac scanningurile la, adică scanarea la școli. Acum avem, totuși, sute de mii de teste care se fac. Pe toată populația, întotdeauna este loc de mai bine și întotdeauna poate fi crescut numărul testelor. Păi, hai să ne uităm la cifre, că avem o situație un pic hilară. Care nu mai problema care eu vreau să o ridic și care mi-au zis-o colegii, că nu toată lumea după testare, că ideea testării este unul să depistezi ăla care este pozitiv, să-l izolezi și mai ales să depistezi contactii. De acord. Și ce ne-au zis mulți dintre colegii, că oamenii nu mai spun cine erau contactii lor, în ideea că nu vor să le facă rău să fie carantinați. Și dacă asta este, atunci testarea, da, va putea să ne ajute să izolăm cineva care e pozitiv, dar faptul că să carantinăm, că să putem carantina contactii, dacă omul ăsta nu ne spune lângă cine a fost, cu cine a fost în ultimele, să zicem, atâta ore, atunci avem, e o chestiune de datorie, dar care nu poți să obligi omul. Dacă uită pe cineva să-ți spună de el, persoana asta poate să transmită mai departe, dacă e pozitiv. Acord că unul din instrumentele principale de abordare a pandemiei ar fi trebuit și trebuie în continuare să fie testarea? Testarea întotdeauna este una din părțile, da. Da, fără păi, și România de ce n-a făcut lucrurile astea? De ce? România a crescut la testare. Dacă vrem să luăm întotdeauna în aceste situații ei, începutul și unde ai ajuns. Capacitatea noastră era mică la început. Vrei întotdeauna să vezi lucrurile pozitive? Nu, lucrurile în evoluție. Eu le văd din partea asta. Depinde. Adică Marea Britanie, Franța, Germania testează sute de mii de oameni. Deci România a început cu un număr foarte mic. A ajuns la un număr mult mai mare. Că se poate mai mult? Da, se poate mai mult. Păi de ce nu s-a făcut testare în masă cu Nu m-am rapide? Ocupat. Și aici, vedeți, asta e o singură chestie. Mă întreabă pe mine, dar aici, clar, asta a fost o chestiune care s-a ocupat de ea Ministerul Sănătății împreună cu INSP-ul. Politica testării, planificarea testărilor și tot, DSE-ul n-a avut nimic cu ele. Un singur lucru a avut DSE-ul cu el. Distribuirea. Adică noi am cumpărat testele după ONAC, după licitația ONAC-ului. Că tu ești răspunzător public, tu ești, cu toate că eu știu. Deci, vedeți, aici trebuie să separăm partea operațională și de organizare și tot de partea efectivă. Deci testarea trebuia să fie, să fie implementată de Ministerul Sănătății. O spun și eu. Institutul Național de Sănătate Publică împreună. Deci, dar ce treabă cu Raed Arafat testarea? Nu, nici cu DSE-ul, decât cum am zis. Logistica DSE-ului a ajutat foarte mult. Dar sunt de acord amândoi că testarea ar trebui că să medici, aibă cifre, da, ar trebui că trebuie să fie, cifre să continue mari, să fie cifre mari și poate la locul de muncă, mai ales cu noua variantă, o să începem să facem măcar prin sondaj să testăm oameni și asta, pentru că din ce vedem că se întâmplă în Marea Britanie și în alte zone, varianta respectivă se răspândește foarte rapid. Există vreun plan la ora asta? Sau ai cunoștință? Există vreun plan că va începe testarea aceasta masivă? Eu cel puțin știu că există discuții la Ministerul Sănătății și există discuții inclusiv pe creșterea testării. Dar mai mult decât asta nu pot să spun. Trebuie discutat cu colegii de acolo. Pentru că nu te întreb întâmplător lucrurile astea. Noi suntem într-o situație ca întotdeauna România este altfel. Dar singura țară verde într-o Europă. Da, dar am avut un val când Europa era mai bine, adică un pic. De ce suntem noi mereu altfel? De ce România? Nu e neapărat altfel. Chiar poate că sunt explicații epidemiologice de ce la noi valul a venit mai târziu decât la alții sau mai devreme decât alții cu varianta Delta. Nu vorbim de Omicron. Da, pe asta te întreb. Ei sunt acum în variantă Omicron sau Delta? Eu cred că putem zice că ei unde sunt combinate. Dar începe să devină predominantă Delta. Deci Delta, scuzați-mă, Omicronul. Și cred că în Marea Britanie deja vorbim de predominanța al Omicronului la acest moment. Cum în Statele Unite, în două săptămâni, deja în multe zone, era Omicronul predominant, numărat 70% din cazuri. Spune-mi o chestiune. De ce crezi că a eșuat vaccinarea în România? Pentru că este un eșec, totuși.
Care crezi că a fost cauza? Eu, iar așa, ai zis că mă uit la pahar la partea bună, altfel. Știu, da. Dar eu aș spune așa. Avem totuși 8 milioane de oameni care au primit o doză sau două doze sau ce este, adică au primit vaccin. Și o parte care deja primește a treia doză. Într-o țară care, de regulă, vaccinarea a mers foarte prost, indiferent ce vaccinare a fost. Adică noi vaccinăm foarte puțin și aduceți-vă aminte numai de certurile pe rujeolă. Și unde sunt. Cine crezi că-i de vină că oamenii acum, sunt reticenți la vaccinare? Acum, la ce s-a întâmplat în faza asta? Haideți să o luăm așa. Vaccinarea a mers foarte bine, eram primii în Europa. Inițial, la început. După care încet, încet a început să înceteze. A devenit mai lentă, că și, sau hai să zicem, numărul n-a mai fost atât de mare. Am venit într-o perioadă în care am avut câteva cazuri pe zi. Și mesajul care populația l-a înțeles și s-a transmis, că eu mă aduc aminte de foarte multe emisiuni unde ți se zicea că gata, s-a terminat, de ce mai sunt restricții, că suntem gata. Deci ei au văzut vara cu cazuri foarte puține și gata, nu ne mai vaccinăm. Una din imboldurile pentru vaccinare au fost călătorile în alte țări care îți cereau obligatoriu să fii vaccinat. După care foarte greu s-a repornit că număr până a început valul nou. Valul ultimul, adică valul 4. Acolo oamenii din două motive s-au vaccinat. Unu, teamă, pentru că au văzut decesele, au văzut ce se întâmplă și au văzut și, din păcate, că sistemul sanitar a ajuns chiar la limită lui atunci. Dar al doilea motiv era și ideea că se va implementa în România, ce știam cu toții, certificatul verde după modelul care va fi implementat în alte, sau a fost implementat deja în alte țări. Și s-a văzut 116.000 de vaccinuri pe zi am avut. Am avut un vârf, așa. Da. Două săptămâni s-a reușit vaccinarea a 1 milion de oameni. În două săptămâni. Da, așa este. S-a ajuns la 100 și ceva de mii. Au făcut-o de frică, că mureau, și, aveam prea multe decise. Și în discuțiile de la Parlament, de la Senat în mod deosebit, au fost discuții că nu ne trebuie, că e restricție, că nu trebuie certificatul verde. A picat la vot cu două voturi la Senat. A doua zi, dacă urmăriți, a doua zi, de la 100 și ceva de mii, a scăzut la aproape de 50 de mii, a treia zi la aproape de 40 de mii și s-a dus în jos. Păi, asta este întrebarea cheie care vreau să... care o percepi. Cine crezi că este de vină? Ca să termin. Ca să luăm toate imaginea. Da. Deci asta este un aspect. După care, campaniile împotriva vaccinării au fost extrem de eficiente. Nu pot să spun că nu s-a făcut campania pentru vaccinare, să explice. Care via de nu s-au băgat bani în ele. Nu, îmi pare rău, eu cred că acolo de undeva s-au băgat bani. O să vedem acest lucru cândva, poate că o să aflăm. Oficial știm atât că doar în campania pro-vaccinare s-au băgat bani. Eu sunt convins că și... Eu sunt convins că și în antivaccinare și în toate campaniile respective de manipulare a fost o organizare în spatele lor. Cine a organizat, cum a organizat, nu mă pronunț, nu știu, dar modul în care au ieșit, așa zis și influencer, au ieșit unii și alții și foloseau aceleași narrative. Nu era o chestie haotică, era o chestie în care narativele folosite erau destul de comune, destul de apropiate. Și au început, bineînțeles, începând cu ideea că vaccinul poate după atâta timp o să-ți facă nu știu ce boală, care s-a dat de la început ca un narativ, după care au ieșit alții cu complicațiile care te omoară, că atâta decese de la vaccin care sunt false, după care au început să apară fake-urile care au influența asupra anumitor categorii de oameni, gen îți cresc solzii și nu știu ce se întâmplă. Aberații care unii le-au crezut. Astea sunt aberații, dar unii aberații care unii le-au crezut. O să spun întrebarea cheie, iarăși o întrebare care pe mine mă pe oamenii frământă în general. Îți dau o situație în care nu știm nici eu, nici tu, nimeni nu știe deocamdată ce va fi peste 2, 3, 5 ani. Dar nu este exclusă, pentru că statistic nu poți să excluzi. Ce ne facem dacă peste 4-5 ani
apar niște efecte adverse total neprevăzute, n-au putut fi, adică neanunțate, la oamenii aceștia care s-au vaccinat și care li s-a spus de pe acum că firmele și nimeni nu răspunde pentru efectele deci, secundare. Contractul, dacă s-ar întâmpla asta, contractul, contractul și cu firme asta și asta este la nivel european. Nu. Este antivaccinist dacă haideți să o luăm așa. Ăsta, vreau să înțeleagă lumea clar cum se fac aceste chestii și că medici știm foarte bine. Când testăm medicamentele? Pentru că același lucru acum și cu medicamentele ieșite pentru, pe, împotrivă. De deci acolo. Și astea sunt testate în același mod. Așa este. Noi testăm pe anumite animale care au ciclul de viață mult mai rapid decât al nostru, să zicem, dar unde putem descoperi efectele adverse în 3-4 săptămâni care ar echivala câțiva ani la om. Și știm foarte bine că asta face. Și am văzut că nu sunt. Și s-a văzut că nu sunt. Bun. Adică nu e nici prima dată, nici ultima dată când se face acest lucru și se testează pe astfel de animale. Pe șoareci de laborator, pe diferite animale care se testează. Și după care s-a făcut pe oameni care voluntari, care au fost subiecți de testare și care sunt încă în monitorizare și urmează să fie monitorizați din momentul testării cel puțin 2 ani și după care au apărut alte chestii. Și ce se întâmplă dacă peste apărut, câțiva ani vezi efectele? Șansele adverse sunt infinite. Și asta le știm că medici. Și dacă sunt... Și cu dacă putem opri totul. Ce? Pentru că orice medicament nou poate să aibă, este testat 3 ani, eu pot să vin și să spun, da, medicamentul ăsta salvează vieți, dar... Ce se întâmplă după 15 ani? Eu se întâmplă de după 20. Ce îi spune unui pacient care te întreabă eu mergem pe dacă mă voi îmbolnăvi de o boală imunologică? Mergem la cine mă duc? În primul rând, nu există bază logică pentru acest lucru. Adică tu spui deci, că este exclus să se întâmple asta. Deci șansa să se întâmple este de 0, nu știu cât la sută, comparativ cu șansa să te îmbolnăvești și să mori, care este deja în mult mai mare dacă înțeleg te îmbolnăvești. E o chestiune urgentă care da, să mai mult decât atât. Dar unul dintre vaccinuri deja a primit, cel puțin de unul știu, dacă nu altele, a primit autorizația definitivă. Și asta e Pfizer. Și a primit-o de la FDA ca autorizație definitivă. Nu mai e autorizație de urgență. Ce înseamnă că FDA-ul, Federal Drug Agency din Statele Unite, a dat, este egalul EMA din Europa, a dat autorizația definitivă. Și înseamnă, asumă efectele adverse? Și asumă normal. Din momentul în care și-a dat autorizația definitivă, este că orice medicament care se primește pe el autorizație definitivă. Adică tu vrei să spui că acum dacă există efecte adverse neprevăzute în urma acreditării definitive, normal, normal că vor fi despăgubiri, pentru că acolo s-a dat și sunt convins, chiar de dacă se obțin asta... prin instanțe, pentru că acolo s-a dat autorizație definitivă. Poftim, vezi că chestiunea asta nu se spune. S-a chestiune... spus la un moment că au primit, dar vedeți... Da, dar nimeni nu înțelege ce vedeți, înseamnă. Vedeți, aici este problema, cam, și repet, dacă vedem, de exemplu, eu pe Facebook-ul meu, poate că au observat mulți, am tăiat comentariile. Când scriu că... ceva, nu, e un motiv pentru asta. Pentru că din observația care am avut-o este că tu scrii ceva, indiferent ce este, și sunt anumite grupuri. Unele sunt, bine, boți, etc., dar sunt și oameni care țintesc Facebook-urile unde sunt mulți oameni și intră și deschid dezbateri acolo și intră cu fake-uri și cu articole obscure luate de aici de acolo și încep să ți le pună pe Facebook-ul tău ca să le vadă oamenii. Și atunci soluția a fost, am tăiat comentariile și am lăsat ce scriu și oamenii să citească, să se informeze de unde vor, dar să nu permit acest lucru să se întâmple. Vedeți, sunt foarte puțini care au făcut asta. Totuși, revin cu chestiunea asta. Cine crezi că sunt vinovați pentru faptul că e un semi-eșec al vaccinării în România? Eu aici n-aș arăta. Deci, efectiv, nu pot să arăt adică cu degetul de ce, să spun. De ce englezii s-au vaccinat 80% și noi... Englezii de regulă se vaccinează. Dar de ce? Adică de regulă se vaccinează. Crezi că este... Eu cred că este și problema educației și tot. Începem de jos aici. Englezii se vaccinează de regulă. De n-au, că poate n-au fi și această... problema educației, dar crezi că tot ce înseamnă statul român, guvernul României, crezi că s-a comportat bine în raport cu cetățenii? Deci, adică în raport cu vaccinarea... Haideți să o luăm așa. I-a dat acces la vaccin gratuit, i-a dat acces la testare, bineînțeles, în limită care a fost și poate că putea să crească și asta oricând poate să crească. Asistența medicală a existat și s-a făcut tot posibilul să crească capacitatea. De ce nu l-a dat acces la tratament? La ce tratament? Păi,
revin. Pentru că aici că nu intrăm, deci pentru că acces la tratament, Remdesivir, tot ciluzumab cât a fost și cât nu s-a oprit livrarea lui și a scăzut, asta întotdeauna li s-a dat acces oamenilor și s-a luat de la Uniunea Europeană ce a fost achiziționat comun cu Uniunea Europeană. Acum vin tratamentele specifice. Asta să înțelegem cu toții. Erau tratamente care făceau ceva bine, dar nu erau tratamentele țintite, specifice. Acum au apărut tratamentele specifice. Guvernul României și inclusiv președintele statului au spus am învins pandemia. Asta vară în luna iulie. Eu acolo, din nou, vedeți comunicarea. Eu am fost când s-a comunicat. Eu n-am auzit să se zică am învins pandemia, nu vă vaccinați, așa, nu faceți. Nu, n-a spus, nu. A spus am învins pandemia. Explică-mi și mie o chestiune. În momentul până în care atunci, vârfurile statului, da, până la urmă, președintele, primul ministru, care, atenție, ei nu comunică Până atunci, noi învinseserăm foarte bine valurile, în sensul în care n-am avut probleme. Și aici n-au greșit în ce au zis. Cu ce sunt de vină oamenii în momentul când li se spune am învins pandemia și noi ne așteptăm ca ei se vaccineze? Nu, deci, adică cine, noi, de ce tot timpul noi oamenii am, de vină? Noi, nu, nimeni n-a zis că oamenii sunt de vină. Eu nu spun că omul e de vină. Este un anturaj în jurul lui care a jucat un joc foarte interesant. Tu dai vina pe fake news-uri, pe grupuri organizate antivacciniste, pe certuri politice uneori, pe chestiuni, inclusiv agresiuni cibernetice externe, exact. Putem să discutăm ce vrei. Adică este un complex de factor, nu e un. De acord, dar totuși, românii se uită la conducătorii lor. Nu întotdeauna, spus, din păcate. Le-au spus în luna iunie, la începutul vacanței, am învins pandemia. Ori un om medici, dar un om normal care nu are studii medicale, nu crezi că a înțeles pe cale de consecință nu mai trebuie să mă vaccinez? Eu, încă o dată, sensul că am învins pandemia în sensul în care am învins-o, gata, nu mai e pandemia, asta nu l-am auzit niciodată. Că faptul asta că s-a luat percepția. Și a fost... asta e alt aspect. Da, eu n-am auzit pe cineva să iasă să spună, domnilor, gata cu pandemia. Ba, mai mult, eu am auzit mesaje de precauție, mesaje de vaccinați-vă, pentru că urmează să vină un val. Deci asta întotdeauna l-am auzit. Bravo, și aici vreau să ajung cu tine. Da. Și ce măsuri astăvară a luat guvernul României să pregătească pentru val? Pandemia? Deci pentru noi am pregătit, 4. Cel puțin, eu știu foarte bine că la nivelul spitalelor, din păcate, o să ajung și la asta, la nivelul spitalelor, mesajele de la început au fost la toți managerii spitalelor că să nu scadă capacitatea, să rămână la capacitatea care a fost. Din păcate, nu toți au ascultat. Știu că și la mine la spital... Nu toată lumea. Am avut spitale care s-au comportat exemplar, am avut spitale în care... Numai când a ajuns cuțitul la os s-au trezit că uite că situația nu e așa de bine. Da, tu pregătești doar infrastructura fizică. Asta e una. E corect. Asta. Doi, nu numai. Noi am făcut foarte multe detașări și mișcări de personal ca să asigurăm personalul. Eu pot să vă spun că cel puțin analiza e făcută până acum vreo două luni. Până acum vreo două luni, de la începutul pandemiei până acum vreo două luni, am semnat detașări și mutări de personal la cererea DSP-urilor peste 16.000 de mutări într-un an și câteva luni. Nimeni nu negă că... Plus studenții care i-am pus în locul asistenților după ce în lege s-a dat la studenți drept de liberă practică temporar dacă sunt în ultimii 2 ani. Și peste 2.000 de studenți s-au implicat. Deci din punctul ăsta de vedere tot asta a fost pregătire în final. Faptul că s-au semnat contracte, acorduri pe medicamente, s-a discutat cu medicamentele noi recent ca să intre. Asta toate sunt pregătiri. De medicamente n-a vorbit nimeni nimic. Dar nu înseamnă că Ministerul Sănătății n-a discutat. Ascultă-mă o chestiune, te rog frumos. Și nu apar pe nimeni. În luna martie anul acesta, în momentul când au fost acreditați anticorpii monoclonali, Regeneronul, da? Aici în Germania a cumpărat imediat 300.000 de doze. Aici, vedeți, în vară noi s-a spus că, mă rog, percepția a fost, ca să fiu corect, că s-a încheiat pandemia. Ministerul Sănătății, nu vreau să o spui tu, o să o spun eu, pur și simplu a plecat în vacanță. Tu ai făcut, într-adevăr, pe partea de infrastructură, oameni, paturi, pregătire. Dar aici vreau să spun... Și vreau să ajung cu tine la punctul central. Păi măi, vedeți, deja știam că există un tratament specific pentru COVID. Neaprobat încă de EMA.
Asta este secretul faptul și că... asumarea. Vedeți? Aici, dacă îmi permiteți, stați un pic. România putea cumpăra anticorp monoclonal și nu aveam atâția morți. Ba da. Haideți să vă iau așa. Stați o secundă. Atunci de ce o secundă, te rog. O secundă. Să vedem noi cum gândim și cum trebuie să fiu moderat. Și cum gândește neamțul, de exemplu. Neamțul a zis: sunt anticorp monoclonal, care salvează vieți. Acum informația pe ele este așa. Și care erau specific. N-au încă autorizație de la agenție, așa, deci dar o cutie, îmi da. Asum. Îmi asum. Și dacă pierd banii pe ele, că la un moment agenția nu dă autorizația, tot îmi asum. Da, dar vreau să fii corect să spui că deja FDA-ul deci, dăduseră da, acreditarea. O secundă. Nu era mai la noi, la noi, întotdeauna s-au pus anumite chestii și de acest gen. Că stați că nu s-a aprobat. Chiar dacă era discuția, nu s-au achiziționat, nu s-a plătit pentru că se aștepta autorizația EMA. Pentru că mâine, poimine, te trezești cu vreun control de undeva și îți vine un deștept care nu are nimic cu medicina și îți scrie că au cumpărat fără să aibă nu știu ce și pe propria Știi răspundere. Știi foarte bine că ANM-ul putea să dea autorizație de urgență în România specifică. Tot e asumare. Și erau și având în vedere păi, dacă n-am cumpărat deci, 120 vedeți, de milioane de vaccini, haideți să o luăm așa. Ba da, dar acolo deci o luăm așa. Asumarea acolo era europeană. Și acolo s-au cumpărat la nivel european și s-au distribuit. Deci dacă europenii se mișcă în ceda, americanii se mișcă repede, n-ar trebui să mă uit la americani. Deci încă o dată. Aici sunt lucruri, din nou, medicamentele că testele, nu sunt la DSU, dar eu răspund acum pentru că sunt medic. La America. Că țară, da, fără nicio ca discuție. Știință, și ca știință, da? Și tot. Crezi că America și-ar fi permis eu, să după riște mine, ceva cu președintele deci, ei când i-a dat anticorp monoclonal? Domnul doctor, după mine, dacă FDA a aprobat, pentru mine este foarte bine. Bravo. Deci de ce România n-a cumpărat anticorp monoclonal astăvară? Pentru că multă lume îți spune trebuie autorizația EMA. Asta e unul din motive. Și, deci asta este. Noi lucrăm... Haideți să o luăm altfel. Right? Nu, ești de acord dacă am permis, fi cumpărat, dacă aveam mai puțin morți? Vreau un răspuns ca medic. Dacă aveam anticorp monoclonal, aveam mai puțin morți? Posibil la valul al patrulea, erau introduși și folosiți și dacă ele au sosit, noi am primit, am primit cantități mari și s-au distribuit. Care 10.000 ați primit? Nu. Atunci când a fost. Nu e adevărat. S-au primit 12.000, după care România a cumpărat 10.000, după care s-au primit din Serbia încă vreo 6.000, după care s-au primit. Deci vorbim... 200 de mii de doze. Pentru pacienți, deci dacă ai 30.000 de doze, atunci pentru pacienții care vin, era totuși dar un lucru foarte bine. Eu asta vreau să spun. Da. Dacă le luai deci, de vara și când aici, te luai varul, iarăși aici cel mai bine poate să răspundă cei care au fost și s-a discutat cu ei și s-a văzut de ce ANM-ul, de ce Ministerul Sănătății n-a făcut comanda mai departe. Îmi pare rău, e că la teste nu este la DSU treaba asta. Eu știu. Și astea sunt chestii foarte bine stabilite, indiferent ce se aude. Lucrurile astea au fost stabilite de la început și se știe foarte bine. Medicamente, teste, etc. Chestiile astea nu sunt la DSU. DSU-ul a sprijinit anumite aspecte logistice, atenție, pentru că avem infrastructura logistică reală și foarte bine asta pusă o știu, la punct. O știu, noi și armata avem acest lucru știu asta. Și am reușit să punem această infrastructură la dispoziție. Dar deciziile pe terapie, pe medicamente și la Ministerul Sănătății sunt comisii de specialitate. Poate că trebuie să vedem, poate comisia de specialitate a zis că să aștepte. Și nu ministrul a fost cel care a greșit și mai degrabă, sau nu neapărat a greșit, care a amânat, să zicem, și mai degrabă, poate că au fost consultare între specialiști și au zis, nu, noi așteptăm. Nu se știe. Deci, de aici vă spun, nu pot eu să răspund la chestii care nu vreau să spui tu, să spun eu, îmi permit să spun lucrurile astea. Nu a fost nicio consultare, pur și simplu a fost vorba de lipsă de interes și de incompetența funcționarilor de la Ministerul Sănătății. Eu cel puțin nu au pregătit valul 4. Uite să spun. Și acum vin și te întreb, ce pregătiri se fac pentru valul 5? Deci, că văd valul, că toată lumea e pe străzi, e vesel. Valul 5, știu că Ministerul Sănătății are un plan cu centrele de diagnostic, cu centrele de ambulatorii pentru... Au cumpărat teste?
Pentru în pregătirea valului 5? La acest moment teste știu că prin ONAC acum luăm ceva teste antigen. Deci luați teste. Da. De tratamente au achiziționat anticorp monoclonal pentru valul 5? Tratamente, nu numai anticorp monoclonal. Eu știu că tratamente deja se discută și molnupiravirul și cel de la Pfizer. Deci se discută oficial. Discută oficial. Și intră în măsurile de pregătire ale valului 5. Normal. Da? Normal. În ce stadiu suntem? Asta nu știu, trebuie întrebați dânșii, dar știu că se discută și știu că chiar domnul ministru a discutat, așa că se discută. Apropo, ce relație ai cu domnul ministru Rafila? Foarte bună. Deci, Nu. Deci, în primul rând, pe mine... Ludovic Orban a spus că președintele i-a cerut să te dimită. Haideți să stabilim clar. Să chipui un prim-ministru, repet, vine și spune că i-a cerut președintele. Poate să mă demită premierul. Atât premierul demite un secretar de stat, dar poate să o facă doar fie că dânsul vrea sau la solicitarea ministrului de interne, care e ministrul, care e șeful meu. Da. Nu face la solicitarea altora. Deci eu sunt la domnul ministru Bode. Dacă domnul ministru Bode solicita, așa se face. Dar la acest moment pot să vă spun așa, să înțeleagă toată lumea. Lucrăm. Încercăm să facem lucrurile să meargă cât mai bine. Încercăm să facem lucrurile să fie cât mai bine, în sensul în care să avem un impact cât mai redus. Noul val, care nu cred că România poate să-l evite, cum nu l-a evitat nicăieri în lume, nicio țară, noul val poate să aibă două forme. Poate să aibă o formă în care să avem foarte multe cazuri, dar să nu avem impact mare pe spitale, în sensul în care să nu avem multe cazuri grave. Și este posibil, având în vedere la noi rata vaccinării, pentru că și la Omicron vaccinul totuși are impact pe prevenție față de formele grave. Dar fii corect, da? E mult mai mic. Da, dar numai tot previne. Adică până acum... Numai e 90%. Nu, dar dacă ai a treia doză, totuși urcă înapoi. Deci la cei cu două doze este mult mai mic. La cei care sunt cu a treia doză... Ceea ce înseamnă că noi avem foarte puțin cu trei doze, ceea ce înseamnă că iarăși nu suntem pregătiți. Aici este că și prevenire, din păcate, noi s-ar putea să fim altfel ca impact. Și asta nimeni n-are cum să știe până nu ajunge și începem să vedem impactul. Adică noi avem un teren care este mai puțin pregătit din punct de vedere al prevenției, al vaccinului. Și asta înseamnă că s-ar putea să avem un număr foarte mare de cazuri care să genereze și un număr mai mare de cazuri critice. Păi și ce măsuri de prevenție luați pentru valul 5? Singura măsură rămâne de prevenție este partea de vaccin, care e prezent, dar lumea nu merge. Cu doza 3. Cu doza a treia și cu doza 1 și cu doza 2, deci tot... Vaccinul este. Deci vaccinul nu a dispărut. Ce înseamnă că măsura de prevenție, care la acest moment este unica recunoscută ca măsura de prevenție medicamentoasă, e vaccinul. După care avem măsurile celelalte, mască, distanțare, etc. Asta se va jongla cu ele după modul în care crește numărul cazurilor. Așa cum am avut înainte și cu incidențe și cu tot, este foarte posibil să avem astfel de abordări în următoarea perioadă. Plus, este certificatul verde în discuție la Parlament și așteptăm să vedem care va fi concluzia, că acolo e discuție de Parlament. Foarte bine că am ajuns aici și spune-mi, te rog frumos, sunt discuții foarte aprinse și politice, în spațiul public, peste tot, despre acest certificat verde. Nimeni n-a ieșit să spună, în primul rând, rațiunea, să explice rațiunea pentru care ar trebui să avem certificat verde, și ce înseamnă? N-am văzut decât scandaluri, contraziceri. În primul rând, eu vreau să demontăm o dezinformare care s-a dat, și asta este că certificatul verde înseamnă vaccinare obligatorie. Nu! Pentru că certificatul verde are trei variante în el. Test, vaccin sau trecut prin boală. Bun. Test, deci, ce fel de test? Testul în mod normal, asta iarăși se discută și aici să vedem, nu vreau să arunc eu o chestie, în mod normal ce se cere, mai ales pe nouă variantă, se cere PCR, nu se cere rapid. Deci se cere PCR? Da, în mod normal, să vedem ce o să fie, nu știu încă. Deci dacă am fi pe varianta PCR, asta înseamnă că ai de ales, dacă nu vrei să te vaccinezi, să-ți faci 1-2 teste pe săptămână pe banii tăi, corect? Așa era inițial, dar acum e alta discuție. Stați să vedem cum o să iasă, nu știu. Păi sunt multe discuții, nu. Deci nu vreau să speculez discuțiile, nu vreau să speculez discuțiile din Parlament, așteptăm să vedem ce vor decide. Întrebarea care, uite, ți-o pun altfel.
luând în considerare că putem emite certificat verde pentru cei care se testează și atât. Dar limitat pe o perioadă de timp. Da. Eu aici suntem perfect de acord. Da. Și eu sunt avocatul celor care, dacă vor să testeze, le-a spune că trebuie să facă 2 teste pe săptămână, pentru că tu la 3 zile trebuie să-mi... Și atunci poți să-ți eliberezi un certificat. Noi am văzut pe cei care au venit din Africa de Sud, care au avut teste negative și în 2-3 zile au fost pozitive. Întrebarea este următoarea. Nu contează că nu discutăm dacă sunt PCR sau antigen. Deocamdată. Cine ar trebui să plătească testele astea? Cel care face alegerea? Ar trebui sau cum o să fie? Acum o să vedem ce se va decide. Acum, în sensul în care statul ți-a dat anumite chestii gratuite, nu le vrei și alegi să te duci pe o altă chestie, poate că este normal măcar să participi la această chestie, pentru că e alegerea ta. De acord și cu chestiunea asta. Exact. Deci asta este ideea. Dacă nu vrei să te vaccinezi, dar nu poți să duci toată sarcina în spatele oamenilor. În spatele contribuabilului, da? Exact. Și atunci, deci, întrebarea este următoarea. Dacă ar fi teste, s-ar lua în discuție să fie teste rapide, care sunt mult mai ieftine. Dar da, numai că se pare că nu prea au efect, adică nu prea depistează omicronul cum le depistează PCR-ul. Da. Bun. Deci tu îmi spui că este posibil că dacă intră varianta certificatului verde cu testarea, să existe inclusiv o împărțire a sarcinii financiare. Nu știu, n-am zis că este posibil. Eu am zis așa de... Nu știu discuțiile, pentru că sunt la Parlament și vă dați seama că acum sunt discuții la nivel politic pe această chestie, care participă ministrul. Politice sau medicale? La certificatul verde, din momentul în care este și la Parlament, există păreri medicale, dar există și discuții politice fără nicio discuție. Certificatul ăsta verde este cel care îți asigură accesul inclusiv la locul de muncă? Tocmai asta este una din aspectele care se discută. Da, deci adică asta e una din discuțiile care sunt. Se discută ca și posibilitate deocamdată ca cei care n-au certificat verde să-și pierdă locurile de muncă? Nu. De pierdut locurile de muncă, deci, nu. Și cum te duci la servici dacă... Aici trebuie să se stabilească cu testarea cum este, pentru că e vorba de testul aici. Testul îl face omul pe banii lui, îl face pe banii angajatorului, îl face mixt, nu știu. Deci asta va decide Parlamentul. Deci și chestiunea, da, cu testarea ca fiind variantă, ca fiind... Testarea este parte din certificatul verde. E parte din certificatul verde, indiferent dacă ești vaccinat sau nu. Da. 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 Asta pot să vă spun sigur că așa este. Și cu cei vaccinați, cum rămâne care transmit boala? Și ei trebuie să testeze din când în când? Aici iarăși este o decizie care trebuie să vină din partea, propunerile din partea Ministerului Sănătății, decizie finală e la Parlament. Și din nou, eu evit să dau, pentru că nu vreau să mă trezesc cu titluri, Arafat a zis și Arafat nu știu ce. Eu vreau să se stabile, da. Vreau să, ca lumea să înțeleagă o chestiune. Că Arafat e cel care stabilește care asigură. Nu, noi suntem pe partea, să ne înțelegem, da? Așa. Noi suntem pe partea operațională, pe partea de management și pe partea de medicină. Chiar dacă la unii nu le place acest lucru, medicina dezastrelor, medicina numărului foarte mare de pacienți. Pe pandemie. Vă asigurați transportul, legătura cu spitalele? Noi asigurăm partea UPU, medicală de urgență, da? UPU, dar prespital, elicoptere, etc. Nu medicamente? Stocuri strategice, ventilatoare, nu știu ce, dar nu fizică, medicamente, da? Și nu politică testării. Că testele l-am asigurat, medicamentele s-au asigurat atunci prin Unifarm. Atunci de ce crezi că lumea spune că certificatul verde și că noi nu mai putem să mergem la servici din cauza lui Arafat? Pentru că așa a făcut, pentru că asta a făcut, din păcate, toată lumea prin emisiunile și dezbaterile care au dus-o aici. Pot să vă scot 1000 de emisiuni în care asta s-a zis. Și eu părerea mea este că unii știu foarte bine ce fac, nu sunt dezinformați. Adică sunt emisiuni în care aceste dezbateri duc intenționat către o persoană, către o anumită instituție, tocmai ca să creeze în conștientul colectiv că ăla e responsabil. Asta este realitatea. Dar cine o face, de ce o face, cum o face, asta poate cândva o să aflăm. Deci tu vrei să spui că certificatul verde nu este o creație Raed Arafat? Nu e o creație europeană. Și discuția în România nu este o chestiune care urmează să se ia decizia la nivel parlamentar. Nici măcar guvernul, din ce știu, nu
va asuma că guvern și va merge la Parlament. Asta știu până acum. Lucrurile oricând pot să se schimbe, cum deci știm. Deci decizia este dar de fapt decizia în Parlament, în nu Parlament. Are nicio treabă cu tine, cu nu. Comisiile, nu. Cu sorbiniele. Asta sunt numai vorbe și numai lucruri și manipulări e care vin. Asta da? E pentru că... Dar dacă deschidem Facebook-ul și deschidem tu toate ești. Astea, da, exact cum tu a fost tot un an jumate și asta, la orice chestie a fost el. Luăm un aspect. Reducerea activității elective în spitale. Și astăzi sunt unii care vorbesc, nu se poate merge la spitale din cauza lui Arafat. Nu. Așa. Eu scot ordinele și le arăt ce scrie în ele. Erau ordine care s-au luat și în alte țări că decizii și era normal. Cine e de vină că oamenii care aveau boli cronice au avut un acces la serviciile medicale mult mai redus în perioada pandemiei? Nu. Atenție. Boli cronice care puteau să fie puse în așteptare, asta era decizia medicului și așa scria și ordinul. Medicul curant trebuia să spună asta poate aștepta, asta nu poate aștepta. Sunt și suntem medici iarăși. Și dacă nu poate aștepta? Dacă nu poate aștepta, putea să le trateze. Absolut nu era niciun bloc. Dar să nu uitați un lucru, să nu uitați un lucru. Și uitându-mă la ce la spitalul meu, care e un spital extrem de mare, de când a început, mai ales valul 4, valul 4 a fost foarte șocant. Care a fost devastator, da? Valul 4, care a afectat toată infrastructura spitalicească. Dar și pe toată pandemia, bolnavii cronici, vorbim aici de diabetici, de boli cardiovasculare, da. De boli oncologice, da? Boli cronice care necesită totuși uneori chiar și internarea în spital, pentru că se degradează uneori. Să știi că au suferit foarte mult. Iar și vreau problema să asta nu e numai la rata noi. Rata de mortalitate, da? Dând la o parte cazurile de COVID. Eu nu știu cifra și te întreb. Rata de mortalitate în România în perioada pandemiei de cauze non-COVID a crescut, a scăzut sau a rămas? Eu din ce știu există acest exces de decese, cum se spune, care poate să fie corelat cu mai multe aspecte. Și asta clar că vor fi studii pe asta, pentru că nu e numai în România. Este în toate țările afectate. Știu, știu. Deci noi nu trebuie să luăm că România a pățit ceva care nu l-au pățit altul. Asta trebuie să înțeleagă omul de rând. Din păcate, noi observăm asta la UPU. Știți câți pacienți noi vedeam în unitățile de primiri urgență înaintea pandemiei, care veneau de bunăvoie la UPU? 13-14 mii pe zi. Știți câți vedem acum? 50 de mii, câți? Nu, 8 mii. În toate unitățile de primă urgență, da. Păi pentru că oamenii pentru nu mai vin să vină pentru la spital, că oamenii nu mai vin ei pe lucrurile care nu le consideră foarte importante. Nu, poate unii nu dintre ei decid că dacă sunt importante, nu mai vin de frică. E, aici este. Și asta vreau să spun, înțeleg? Că unii dintre ei poate că trebuiau să vină și nu vin sau vin târziu. Iarăși, sosirea la spital a cazurilor COVID, deci mie colegii îmi ziceau la valul 4, nu mai e ca valul 3 și 2. Oamenii vin foarte târziu și și-au făcut autotratament acasă. Asta este tot rezultatul dezinformării și manipulării și a răspândirii unor informații false. Deci tu spui așa, deci, că tot ce înseamnă insuccesul parțial al abordării și până la urmă decesele și toate factorii suferințele sunt niște factori intercalați, da? Exact. Dar nu e un singur lucru și sunt mai multe. Chestiunea care ai pune pe primul loc este dezinformarea. Dezinformarea merge cu încă un lucru întotdeauna, cu un teren care este pregătit să primească dezinformarea. Da, guvernul aici s-a comportat exemplar și nu, s-a comportat nu, n-am zis adică asta. Peste tot au fost lucruri de făcut mai bine. Niciodată n-am zis că aici a fost perfect. Perfect n-a fost nimic și într-un dezastru pot să-ți spun de acum. Nicăieri în lume nimeni nu s-a comportat perfect. Deci perfect nu te comporți într-un dezastru. Într-un dezastru încerci să limitezi efectele dezastrului și să previi păi creșterea lui. Păi sunt de acord cu tine, dar noi am avut cei mai mulți morți în valul 4. Aici, da? Din nou am zis că au fost mai multe motive și într-adevăr aici a jucat un rol foarte mare faptul că pacienții veneau târziu la spital. Și asta e unul dintre factorii foarte importante. De frică, de neîncredere. Da, și neîncrederea și frică unde au venit. Pentru că de unde au venit? Eu am văzut oameni salvați în spitalele noastre și au plecat în viață după ce au fost în stare foarte critică. Ce înseamnă că acolo unde s-a putut salva, s-a salvat. Acolo, din păcate, unde nu s-a putut salva, nu. Dar nu s-a salvat. Dar în același moment, să nu uităm, că sectorul de urgență, și asta vreau să o subliniez,
În ultimul val, sectorul de urgență a jucat un rol foarte mare ca și backup la sectorul de terapie intensivă. Știți și la spitalul vostru cum a fost situația. Morții din România, indiferent de ce discutăm noi aici, reprezintă până la urmă insuccesul al întregii țări. Că sunt politicieni, că sunt... Din cauza asta zic că este o chestie complexă. Și suferințele oamenilor, alea nu mai pot fi șterse. Așa nu este. Pot să-i aduce înapoi. Așa este, dar să nu uităm un lucru. Îmi permiți că asta era varianta Delta, totuși. Păi nu, eu vorbesc de Delta acum, dar de ultima deci, suferință. Deci, asta o secundă, o secundă, a fost și o mică alegere a celor care au ajuns în terapie intensivă, având în vedere că 90% din decese erau persoane nevaccinate. Asta ne enervează pe ăștia nevaccinați, da. Că mereu dați vina pe noi. Nu e vina pe voi! Nu. Tu, norocul tău că n-ai ajuns în terapie intensivă, ai avut noroc. Nu, n-am avut noroc. Altul care nu e vaccinat... M-am autodiagnosticat la mine, să spunem, vorba okay. lui unui prieten al meu, nu toți sunt doctor. Corpul tău n-a ajuns să se agraveze, de să ajungă într-o terapie intensivă. De ce săptămâni la rând pacienții care ajungeau la spital nu aveau tratament? Asta nu cu mine discuți, pentru că nu eu rezolv tratamentul. Dar eu asta vreau să-ți spun. Și asta este. În momentul în care președintele statului vine și spune că ești eu știu că medicamentele de bază, Remdesivir și ce a putut a existat, asta nu era folosit la toți pacienții. Remdesivirul s-a scos. Deci anticorpii monoclonal trebuie întrebat acolo unde trebuia să fie luată decizia pe valul 4 și, cum am zis, când au venit anticorpii monoclonal, s-au distribuit imediat și acolo unde l-au administrat. Și unii au zis nu, că noi nu administrăm acum, mai așteptăm. Deci să știi că și medicii la un moment au ajuns să spună că încă nu este perfect, încă nu este autorizat de EMA, să vedem ce va fi. Adică nu era chestia că ai dat ordin și s-a executat peste tot. Ai venit cu anticorpii monoclonal dați de diferite țări și cele cumpărate de Ministerul Sănătății, că și Ministerul a cumpărat. N-a cumpărat nimic, Raed. Ba da, 10.000 de doze Ministerul Sănătății l-a cumpărat. 10.000 de doze sunt ca... 10.000 de doze sunt 10.000 de pacienți. Da, de ce nu le-au cumpărat din vară? Și nu toți pacienții primesc... Dar de ce nu le-au cumpărat din vară? Asta nu cum... Deci încă o dată nu pot să răspund. Nu pot să răspund. Nu pot să răspund în locul celor care luau decizii pe medicamente. Dacă azi ai fi îndepărtat, sistemul de urgență funcționează fără tine? Deci? Pentru că percepția tuturor este că nu există, că sistemul de urgență este cumva creat în jurul personalității lui Raed Arafat. Dacă Raed oamenii ce nu înțeleg, în primul rând, haideți să vedem. Sistemul de urgență, și asta o să dacă îmi permiți numai să dau... Deci sistemul de urgență pe zi și sistemul de urgență nu vorbim numai de SMURD, vorbim de întreg sistemul de urgență coordonat. Raed Arafat mai funcționează? Da, dacă se dorește să fie lăsat să funcționeze. Atenție. Adică tu spui că el poate funcționa. El poate dacă tine, pui da? Om potrivit, dacă pui oameni care să ducă și sprijin și îi lași să-și facă treabă, cu dar siguranță sunt oameni care... Dar oameni în stare să te înlocuiască pe tine? Da. Eu nu cred. Da, eu cred că pot, poate și că... Nu spun pe asta, deci eu nu cred că sunt dispuși mulți în România să dormă 5 ore pe noapte și să răspundă... Asta e altă treabă. Pot atunci să se pună mai mult, să mă înlocuiască vrea, și să doarmă vrea, la rând. Haideți, că acum glumesc, și, acum să nu ia cineva să serios. Facă și experimentul ăsta. N-ai vrut să-mi răspunzi la întrebare. Cum ți s-a părut chestiunea asta că Orban a zis că președintele statului a spus să te demită? Adică cum ți s-a părut? Nu, dânsul a clarificat o treabă și nu s-a cerut să mă demită. Chiar dacă au fost discuții și asta, nu s-a cerut. Nu, a fost clarificat. Dar de ce crezi că totdeauna... Iar încă o dată, când vine un nou guvern, are o apetență de asta, mai ales... nu toate, e adevărat, dar majoritatea au o apetență să te dea afară. Haideți să recunoaștem. Deci, eu nu sunt o persoană... Știi că și Ponta a vrut să te dea afară inițial în 2012, a zis că avite aici, era o foșcăreală pe dedesubt. Deci. Dar de ce? Adică ce au cu deci, tine? Eu nu sunt o persoană comodă și știu asta. De acord. Când îmi asum, iau decizii, dar în același timp susțin deciziile și nu mă las ușor când știu că am dreptate și
trebuie să discut pe anumite chestii, să văd cineva să mă convingă că n-am dreptate, când știu că am dreptate și știu pe anumite argumente de ce am dreptate, da, sunt foarte incomod. Și asta e un lucru care deranjează. Ai și nu neapărat presiunea asta, nu, stați un pic, afară? Stai un pic. Nu deranjează neapărat nivelul de sus. Asta deranjează pe unii care ar dori să facă niște schimbări pentru anumite interese și asta. Când văd că nu pot, ei încep să preseze sus pentru a scăpa de persoana incomodă. Deci asta este ce se întâmplă întotdeauna. Ți-ai dat sunt demisia? Oameni ți-ai deranjați. Ți-ai dat demisia vreodată? Da, în 2011. Și știți de ce bine? Pentru că am vrut zis să ies, să apăr sistemul, pentru că n-am putut să-l apăr din interior, pentru că eram convins că se comite o greșeală, cel puțin da, față da, de atunci, sistemul de urgență. Atunci să-ți spun ceva. Când ți-ai dat-o demisia, aveai o foarte mare aderență la public. Acea aderență astăzi, probabil că o știi și tu, nu trebuie să ne ascundem, nu mai ai. Și te întreb o chestiune. Crezi că azi ar mai ieși oamenii în stradă pentru tine, cum ai ieșit în 2011? Nu neapărat. Nu ieșit, asta. Nu să știți nimeni că nu asta, dar nici atunci nu m-am gândit la dar asta. De ce, dar crede cineva, de ce nu te mai iubesc cu oamenii ca 2011? Nu există. Eu să știți, eu când mă duc în stradă, oamenii se opresc, mă salută și vorbesc foarte frumos. Când mă duc în stradă, haideți să o luăm așa. Când mă duc în stradă, încă n-am văzut oameni care să vină și să mă înjure sau să facă ce crede lumea că este atmosfera. Nu e chiar așa. Scriu ceva, văd ce înseamnă că reacții de la oameni, mai ales când blochez comentariile, vezi ce reacții primești. Te deranjează comentariile, da. Deci, nu. Comentariile nu deranjează. Am zis de ce le-am blocat. Le-am blocat pentru că au devenit locuri de dezbatere care erau mai degrabă locuri de manipulare și de răspândire de fake news. E adevărat. Și asta este. E adevărat asta. Da. Și atunci e clar că nu mai lași acest loc să se desfășoară în el aceste manipulări. Deci, din punctul meu de vedere, eu nu sunt în locul meu că să obțin nici popularitate, nici să obțin voturi sau asta, că nici nu sunt implicat în politică, nici n-am de gând să mă implic vreodată. Și am zis-o, dar nu toți mă cred. Păi dar în final, păi să mă creadă că dacă am zis că nu intru în politică, nu intru și nu voi intra în politică. Asta este clar. Deci asta a fost o decizie pentru că eu consider că fac mult mai bine fără să fiu implicat într-un anumit partid sau altul. Și asta rămâne părerea mea, care sunt convins de ea și încă nu mi-a schimbat-o și nu mi-o schimbă nimeni. Problema mea însă este că eu trebuie să-mi asum. Asumarea nu se decantează neapărat imediat. Poate că anumite chestii când ne le asumăm, când zicem asta nu merge și asta insistăm pe el așa și tot, la prima fază lumea îți spune sunt nebun, ăla e nebun, ăla vrea să controleze, ăla vrea să facă. Pe parcursul timpului s-ar putea lumea să vadă că totuși acest lucru a protejat un sistem și a protejat o specialitate și a protejat niște oameni care lucrează și în final a protejat pacienți. Ce greșeli crezi că ai făcut personal în această pandemie? Decizii, vorbesc de decizii. Ai luat decizii greșite? Vedeți, ne întoarcem la aceeași întrebare ai de la luat, început. Ai deci, luat decizii greșite? Deci, decizii singur, care se iau decizii singur, n-am luat. Decizii, da, s-au luat decizii după consultat, greșite? După ce m-am consultat cu alții și luăm exemplul deciziei de a carantina Timișoara 3 zile să se gândească când au vrut să o scoată de sub carantină și după care din nou s-a întrunit comitetul și a carantinat-o încă 7 zile. Asta era o decizie semnată pe semnătura mea, clar. Dar să nu creadă cineva că nu am consultat oameni mai sus decât mine și discutat cu ei și văzut în final, da, e asumarea. Atunci când am semnat, era asumarea mea. Pentru că acolo era semnătura doctorului Arafat pe acest ordin. Dar acest lucru îl fac consultându-mă și după care îmi asum. N-am problemă. Cu asumarea n-am nicio problemă. Orice am semnat, mi l-am asumat și la momentul respectiv știu că am avut la bază deciziei și asumării pe semnătură anumite argumente. Dar deciziile cu certificatul verde, cu restricțiile, cu una, cu alta, sunt decizii care se iau într-un mecanism decizional foarte bine stabilit. Suntem pregătiți pentru valul 5? România este pregătită pentru valul 5? Foarte greu de spus acum, dar eu cred că la acest moment încă mai avem de lucrat și asta a cerut premierul și știți foarte bine să ne pregătim cât mai bine putem
Și Ministerul Sănătății are anumite planuri de pregătire și noi continuăm pregătirile pe linia noastră. Am făcut ceea ce trebuie. Morții aceștia, ți se pare că... Nu, valul 4 a fost un val cu un număr foarte mare de pacienți, care a depășit capacitatea la un moment. Cum am zis înainte, sistemul de urgență, norocul nostru, funcționând cum este, vedeți... Cum asta, se face nu, pentru o secundă. Morții ăștia, niciun oficial al statului n-a vrut să Lucian, te rog, nu întrerupe până nu termin. Te rog, iartă-mă. Deci, o secundă. Nu obișnuit din poziție. Da, deci... Problema este așa. În valul 4, numărul pacienților care a fost foarte mare. Atunci, într-adevăr, am intrat în logică unui dezastru și unui număr foarte mare de pacienți. În situațiile respective, găsești soluții. S-au găsit anumite soluții. Una din soluții era creșterea și capacității în UPU-uri. Și asta vroiam să spun despre sistemul de urgență. Dacă UPU-urile astea n-ar fi existat împreună cu tot sectorul ăsta de urgență care a funcționat foarte bine, dacă UPU-urile astea n-ar fi existat, noi n-am fi avut loc pentru acești pacienți. Eu... Și l-am fi avut poate în stradă. Eu înțeleg foarte bine ce spui, pentru că am și văzut în practică cum a funcționat. Și asta e unul dintre lucrurile care l-a zis și domnul Orban văzând, pentru că dânsul a văzut implicarea sectorului de urgență și din calitate de premier. Orban și ceilalți politicieni habar n-au de medicină și n-au văzut în final decât următoarele rezultate. Am avut cea mai mare rată de mortalitate la un moment dat, aproape din lume, dacă te uitai, da? România. Pe un anumit moment, da. Pe mine este o... pot să spun, da, domne, avem mortalitate și din cauza că nu s-au vaccinat și pot să pun chiar numărul 1. Dar cauza 2, 3, 4, a este imputabilă statului român. Și am văzut că nimeni n-a răspuns pentru chestiunea asta. Deci, pot acum să fiu un pic mai rău. O secundă. Hai să nu ne uităm numai la momentul ăsta. Două chestii ai nevoie de ele ca să faci față. Spațiu, echipamente și resursa umană. Da. Unde ne-au plecat anesteziștii și când cei mai mulți? Cred, e adevărat. O secundă. Spun, nu e treaba lor asta. Deci, noi trebuie să ne gândim că am avut o resursă umană limitată, care am distribuit-o până la limita în care am putut. Dar după asta, oricât ai vrut să crești numărul paturilor, nu aveai medici. Sunt de partea asta la altă cu întrebările care... Da, întrebările au și răspunsuri. Testarea nu-ți rezolva cazurile respective. Cazurile respective le rezolva vaccinarea dacă se vaccina lumea. Îmi pare rău, trebuie să o recunoaștem. Și atunci evitau foarte multe decese. Și doi, dacă am fi avut... și resursa umană suficientă. Pentru asta am declanșat... Și resursa umană cu ce lucra? Că le trebuiau medicamente care nu le aveau. Nu. La terapie intensivă, în primul rând, trebuia spațiu. Te rog, o secundă. Noi am adus oameni din afară să lucreze în țară, pentru că la un moment nu erau suficienți oamenii care aveam. Cu ce să lucreze? Au lucrat, au avut cu ce? Haideți, medicamentele nu tot mi le repetați aici. Întrebați în altă parte. Au avut oxigen, au avut ventilatoare, de acord. Deci, asta este ce știu, că a fost în terapiile intensive. Și sunt oameni care au plecat în viața de acolo. Dar foarte puțin. Nu. Numărul ăla de decese a însemnat un număr mult mai mare de cazuri în terapiile intensive. Dar uitați-vă, România a activat mecanismul de protecție civilă europeană. A trimis pacienți afară. A adus echipe din afară. Nu e de râs. Ați activat mecanismul de ăsta european în condițiile în care Unifarm stau blocate la Unifarm? Nu e adevărat. Nu e adevărat, ventilatoarele de la Unifarm l-am preluat și l-am distribuit, o mare parte din ele. Nu s-au cumpărat. S-a dat o decizie, sunt documente, s-au dat o decizie, au fost eliberate de procuratură. Eu am înțeles și s-au luat, nu s-au cumpărat, s-au luat sub formă de custodie pentru a fi date în timpul unui dezastru, se poate. Deci așa, le-ați luat totuși pe alea de la Unifarm? S-au luat și s-au distribuit o parte din ele, da? Pentru că așa faci în timpul unui dezastru, astea sunt soluțiile. Uite, asta nu știam. Dar s-a rezolvat. Și măștile și tot ce a cumpărat Unifarm? Nu, numai ventilatoare. Aha, deci numai ventilatoare. Pentru că acolo e consumabile. Aici vorbim de ventilatoare. Totuși, până la urmă, ați folosit ceva din ceea ce... Normal s-a folosit, nu puteam să stăm pe loc. Și haideți să o luăm așa iarăși.
Și alte țări au trimis la alte țări. Italia a trimis în Germania, Germania la un moment a trimis în alta parte. Deci, în Europa, când o țară a avut un număr foarte mare de cazuri, imediat a găsit soluții. Noi am plecat ca echipe medicale, am lucrat în Italia, în Slovacia, în Moldova, în Tunisia. Nu e o rușine. Faptul că la un moment ești depășit și îți vine sprijin din afară sau soliciți sprijin, asta este în situațiile de pandemie. Că puteam să evităm anumite chestii, că puteam să fim mai bun, asta după o analiză la rece, nu la cald, la rece, se poate spune. Aici se putea face mai bine. Am învățat, odată viitoare facem mai repede. Aici nu era necesar acest lucru. Asta normal, noi tot timpul. Deci lecții învățate de la pandemie se iau în continuu și se transmit inclusiv la nivelul Comisiei Europene și se părtășesc cu alte țări. Și noi vedem lecțiile de la alte țări. Am să spun pentru pacienți, pentru oamenii la care se uită la noi. În momentul în care oamenii bolnavi de COVID ajung la spital, de acord cu tine că spitalele cum fac față, adică până la urmă sistemul funcționează. Până la urmă deja n-a rămas niciun pacient să nu poată să, Doamne, când au avut nevoie de ventilare să nu îi se dea. Sigur că așa este. Cu toate problemele care au fost. Ascultă-mă, noi vorbim de faza când pacientul, într-o formă mult sau mai puțin gravă, a ajuns la spital și începem să consumăm niște resurse foarte mari. Eu am discutat și te-am întrebat și acum pentru valul 5, dar și pentru valul 4 și am pus în evidență o chestie care, încă o dată îți spun, nu era vorba de tine ca persoană, dar oamenii tot pe tine te văd. Eu n-am ce să fac. Este că statul român nu a pregătit suficient de bine niște elemente fundamentale de abordare când te lovește valul, adică testare și acces la tratamente eficiente. Sigur că între timp, când ne-a lovit foarte tare, am activat ce ai spus tu, au început să vină ajutoare, au început să scadă. Și România astăzi, oricum suntem iarăși, de data asta suntem invers cu Europa, noi suntem verzi, aia sunt roșii toți. Da, dar s-ar putea să fim invers peste o săptămână, două, să ne trezim din nou că la noi este mai mult, dincolo de scade. Acord. Deci o să vedem asta, asta nu e o garanție. Că nu am văzut manipularea fantastic de intensă, că uite-te, noi suntem verde pentru că noi nu ne-am vaccinat. Deci asta era chiar culmea manipulării. Și făcută chiar de anumite radiouri, site-uri care îți spune, uite-te, România e verde, asta e pentru că nu ne-am vaccinat. Nu, da. Pentru că acum am ieșit de la un val și poate că noi, când alții scad, noi o să... Cum s-a mai întâmplat cu noi? Nu te las să pleci până nu îmi răspunzi la o întrebare care noi am discutat-o. Devine sequestrare, dacă Da, este. Deci spune-mi o chestiune. De ce crezi că nu există subiectul privatizării sănătății în România, cu toate că ea s-a făcut pe ascuns? Deci, tu-l știi? Au fost, eu îl știu, au fost foarte multe aspecte. Știm că s-au dat niște ordonanțe de urgență, chiar și o lege, care practic de la 1 ianuarie, sute de mii de oameni, care până acum beneficiau de servicii gratuite, se vor trezi că trebuie să plătească. Deci trebuie să spunem că această ordonanță a fost dată într-adevăr acum vreo 2 ani? 2 ani jumate, amânată, da? Și acum a intrat în vigoare. E. Impactul ei poate să fie unul foarte serios pe omul de rând, mai ales ăla care n-are bani. Și de ce nu se vorbește? Și sunt două... Am vorbit. Atunci, înainte să se dea ordonanța, am ieșit și am vorbit. Oamenii o să o simtă de acum, peste două săptămâni. Asta, și o să înțeleagă de ce o simt, pentru că la un anumit moment trebuie să înțelegem. Eu ce am văzut în această... Vulnerabilitățile acestei ordonanțe sunt următoarele. Permiți unui sector să ia bani în plus față de ce ia de la casă, deci accesează banii de la casă, dar ia bani în plus, comparativ cu sectorul public care nu poate să-ți pună această taxă în plus. Asta e unul. Și e normal. După care, tu ai medici care lucrează în ambele sectoare deodată. Ce înseamnă că începe mutarea bolnavilor, pentru că e foarte ușor, îl spui, eu nu mai am ce-mi trebuie aici, du-te dincolo și acolo îl spui, mai ai de plătit 80.000 de lei, 100.000 de lei, nu vorbim de 10 lei, vorbim de sume importante. Eu sunt stai puțin. Deci clar că va crea inechitate. Eu vreau să traduc pentru cei care se uită la... Deci va crea inechitate. Oamenii care până acum nu plăteau nimic pentru analize... Erau gratuite. E posibil, da. E posibil. Peste o săptămână, 10 zile, când intră în vigoare de adevăratele. E posibil să se pună coplată. E posibil să li se ceară coplată. Cu alte cuvinte, se taie accesul la servicii medicale a unei categorii de populație. Nu, dar mai e un lucru. Care
dacă se duceau să facă analize gratuite, să fii sigur că aveau venituri mici. Mai e un lucru și care... ce faci? Îi lași pe oameni? Mai e un lucru care noi am avertizat asupra lui, pentru că e un lucru cunoscut. Acum la COVID a scăzut. Este presiunea pe UPU, pentru că la UPU-uri s-o iau pacienți care veneau și noi știam că unii dintre ei veneau și ziceau anumite simptome, fiind învățați chiar de medicul de familie uneori, sau de medicul lui curant, du-te acolo, că ăștia, dacă spui 1, 2, 3, sunt obligați să-ți facă analizele respective. Și asta era tot pentru că nu aveau acces toată luna și se puneau pe liste de așteptare de câteva luni de zile, dar nu era aspectul de a cere de la tot. Da. Acum, problema de echitate și acces echitabil poate să fie afectată foarte serios. Deci noi am ridicat problema atunci. S-a produs o privatizare mascată a sănătății fără ca oamenii să știe. Și cu excepția sistemului de urgență, UPO, ambulanța, etc., da, care în lege noi am prevăzut niște mecanisme de control să nu se întâmple acest lucru. De din păcate, legislația a permis acest lucru și se întâmplă de ceva timp deja. Deci ești de acord că oamenii habar deci n-au că eu am zis odată că sistemul sanitar este într-o proporție majoră deja un sistem privat. Deocamdată nu este un sistem. N-au simt, o să simt acum efectele. Din păcate, acum, efectele acestei da? Ordonanțe pot să fie acum cum foarte se pare, serioase. Cum ți se pare că oamenii practic vor fi loviți de ceva fără să fie anunțați? Și apropo de comunicare, nici măcar fake news-urile nu mai există. Aici este rolul asta. Casei să anunțe, pentru că oamenii trebuie să știe, pentru că aici e corelată cu casă treabă, pentru că e vorba că se iau banii de la casă și după care se pune o coplată suplimentară. Asta și va trebui va trebui aici acasă să comunice oamenilor, da, să se știe cum îi protejează. Dacă nu vor mai avea acces la serviciile medicale gratuite. Va fi limitat, va fi adică foarte limitat. Care este garanția că peste un anumit timp nu mai dau o ordonanță și spun și dacă vrei să chem salvarea, trebuie să plătești? Nu, acolo vă garantez că dacă cineva vrea să facă asta, trebuie să o explice foarte bine, cât sunt nu numai eu și alți colegi ai mei. Suntem foarte atenți. Adică... Pentru că asta s-a dorit la un moment și noi am oprit acest lucru. Și eu cred că în sectorul de urgență, care e un sector care nu vrem, trebuie să recunoaște, merge. Nu e perfect. Dar merge, comparativ cu alte sectoare, merge constant. Partea asta, alta ta, deocamdată... Nu e partea mea, e partea omului de rând. De care te ocupi tu. Da, e foarte greu să... Deci înțeleg că dacă te-ar da ăștia afară, poți să o privatizeze liniștiți? Nu cred că colegii mei vor fi atât de simplu de trecut peste. E foarte greu să dai afară 10 de medici care nu vor fi de acord, pentru că sunt mulți care își dau seama că acest lucru nu este în favoarea pacientului și nu este numai doctorul Arafat singur care spune treaba asta. Deci în sectorul nostru, gândiți-vă acum, numai la pandemia asta, dacă noi am fi lucrat după modelul care se dorea în 2011-2012, acum ar fi fost poate în București vreo 30 de firmulițe de ambulanță privată cu de contracte. De unde știi că nu era mai bine? Deci eu pun cu 10 degete pun că era o catastrofă a catastrofei atunci. Să vezi cum lucrez. Băsescu, că ești un comunist. Deci nu e comunism aici. Aici nu e comunism. Aici este sistemului sanitar. Acum lăsând gluma la o parte, asta nu e vorba de comunism. Este vorba de sistemele de urgență și unde datoria unui stat este să le asigure populației la nivel maxim și fără condiționare și gratuit și fără să intri în mecanisme care să pună sistemul tău de urgență în pericol. În secunda în care l-ai comercializat, singura chestie între firmulițe va fi cine ia locul pe cine. Sunt de acord cu tine și da. Deci nu e comunism, că dacă ești de acord cu mine și eu sunt convins, devii tu comunist, așa că nu e comunism asta. Asta este o regulă de bază în sistemele de urgență. Iar la pandemie, dacă noi nu aveam sistemul de urgență care îl avem acum, cu pompierii implicați, cu smurduri, cu echipele de prim ajutor, cu serviciile de ambulanță. Dacă nu aveam sistemul de urgență cum e acum, garantat problema era mult mai gravă. Nu mai vorbim de UPU-uri, vorbim acum doar de partea de prespital. De UPU-uri și mai mult. Gândiți-vă dacă s-ar fi deschis o competiție comercială și ai fi luat medicii de la UPU, unul la firmă cu tare, unul la firmă cu tare, nu mai aveai numărul de oameni necesar să rulezi un UPU, nu mai aveai oameni pe mașinile de terapie intensivă, nu mai aveai oameni de la Floreasca să-i urci pe elicopterele să transfere COVID-ul. Atunci vedeam cum era treaba. Și că și costul. Te-a chemat vreodată vreun ministru să-și ceară demisia? Nu.
Aici încheiem emisiunea. Îi mulțumesc lui Raed Arafat. Îi doresc un an nou bun. Mulțumesc mult. Și eu mulțumesc și un an nou fericit pentru toți și sărbători fericite mai departe. Mulțumesc. La revedere. Cea mai mare necunoscută a evenimentelor din decembrie 1989 a reprezentat-o Povestea cu teroriștii. Momentul zero al diversiunii teroriste apare precizat în rechizitoriu parchetului general din dosarul Revoluția din decembrie 1989. Documentul arată contextul în care s-a ripostat în premieră unui inamic invizibil. Citez, totodată se constată că urmare directă a tirului deosebit de intens existent în piața Palatului, în seara zilei de 22 decembrie 1989, două obiective de patrimoniu, Biblioteca Centrală Universitară și Palatul Republicii, Palatul Regal, au suferit uriașe distrugeri prin incendiere. Au fost distruse în mod ireparabil foarte multe bunuri ale patrimoniului național, valoarea acestora fiind practic inestimabilă. Am încheiat citatul. Să ne amintim momentul. În jurul orelor 18, Ion Iliescu face gafa monumentală de a se adresa de la balconul Comitetului Central zecilor de mii de manifestanți din piața Palatului cu apelativul tovarăși. I-a răspuns un val asurzitor de huiduieli, după care s-a scandat fără oprire jos comunismul și fără comuniști. Apăruse pericolul ca lovitura de stat să se transforme într-o revoluție anticomunistă pe bune, care i-ar fi măturat ca un uragan pe emanații. Ca la comandă, puțin mai târziu, în jurul orelor 18:30, au apărut teroriștii, care trăgeau din clădirile Palatului Regal și Bibliotecii Centrale Universitare, dar trăgeau cu mare grijă. De fapt, se auzeau doar pocnete, în timp ce balconul Comitetului Central, luminat de reflectoare, era plin ochi de cei care tocmai puseseră mâna pe putere. Nu cădea nimeni, nu era nimeni împușcat, balconul luminat era plin de echipa lui Ion Iliescu plus alți participanți la vodevil, iar oamenii din piață nu înțelegeau nimic. Se auzeau pognituri, dar nu se întâmpla nimic. În acel moment, actorul Ion Caramitru a preluat inițiativa și, urcat pe un car de transmisie TV, bine luminat și el, i-a rugat pe teroriști să se predea. Opriți focul! Oamenii care sunteți în palat, nu mai trageți, este inutil. Tot poporul român e cu ochii pe voi. Singura șansă este să vă predați. Liniștiți-vă, n-aveți nicio șansă. Piața e înconjurată de armată, de tancuri, de tunuri, de mitraliere, de oameni cu mâinile goale. Liniștiți-vă, adunați-vă, puneți-vă în două rânduri, coborâți, veți fi preluați de armată care vă va garanta integritatea corporală. Vă rog să se facă din partea armatei o delegație. Sunt 9 oameni fără uniformă, militari care să preia prizonierii. Liniștiți-vă, nu avem nevoie de panică. Revoluția am câștigat-o. E păcat, Dumnezeu e cu noi. S-au primit mesaje din străinătate. Gorbaciov transmite salutările lui și simpatia pentru Revoluția Română. Și a tot rugat și tot așa, până când armata a pus armamentul greu, tunurile tancurilor și mitralierele taburilor pe cele două clădiri ca să-i anihileze pe teroriștii apăruți la momentul potrivit. Dar așa cum au apărut, la fel au și dispărut pentru că nu a existat niciun cadavru și niciun terorist capturat. Astfel, ora 18:30 a zilei de 22 decembrie devine cel mai important moment al evenimentelor din decembrie 89. Dezlușirea motivelor pentru care au trebuit să moară 957 de oameni, atâția câți au pierit în urma declanșării diversiunii teroriste, se găsește exact în detaliile cotiturii petrecute în acele clipe. Ion Caramitru s-a dus la cele veșnice, fără să fi spus adevărul cu privire la acel punct de inflexiune al scenariului în baza căruia Nicolae Ceaușescu a fost înlocuit cu copilul său de suflet, Ion Iliescu.